O atmosferă extraordinară, dragi telespectatori, aici la Moinești. Sunt zilele municipiului Moinești. 4 zile sau câte zile de manifestări culturale sunt aici la dumneavoastră? Am început astăzi, pe 8 septembrie, de sărbătoarea municipiului, de sărbătoarea petroliștilor, de sărbătoarea Sfintei Maria, ocrotitoarea municipiului Moinești, și vom încheia duminică seara, după zilele și de vineri, cu spectacole de muzică ușoară, sâmbătă cu spectacol de teatru și prezențe de muzică ușoară aici pe scena de la stadion. Cum a fost prima zi? Prima zi. Pentru că, iată, suntem la finalul primei zile, chiar în acest moment când aveți un invitat special. Cine este? Da, cu totul special. Am ales invitații pentru prima zi, pentru că am inaugurat Casa de Cultură, fosta Casa de Cultură, actual Centru Cultural al municipiului și a zonei noastre, cu Filarmonica Mihail Jora din Bacău, cu Alice Făinisă, o surpriză, spun eu, foarte plăcută în peisajul muzical clasic al zonei noastre, elevă la Octav Băncilă Iași, și așa cum l-auziți în fundal, pe inegalabilul Marcel Pavel. Desigur, telespectatorii noștri știu că aici la Moinești ați pornit la un drum nou, la o rebranduire a orașului, a municipiului, și am avut astăzi și o masă rotundă în ceea ce privește promovarea turismului. Câteva cuvinte, cum vedeți dumneavoastră acest proiect? Aș parafraza puțin ceea ce a spus, că am pornit la un drum lung. Da, am pornit acum 8 ani la un drum lung, dar iată că am ajuns și la niște puncte intermediare, nu chiar de finish, da? Și aș marca ziua de astăzi ca un astfel de punct, pentru că am inaugurat Casa de Cultură astăzi, dar și zilele acestea am primit, de exemplu, de la Autoritatea Națională pentru Turism înștiințarea că a fost avizată documentația pentru Moinești stațiune turistică, Moinești Băi, și că în câteva săptămâni vor face o vizită în teren pentru a se edifica cu privire la documentația depusă. Deci suntem în continuare pe un drum, n-am ajuns la un final, pentru că sunt foarte multe puncte, astfel puncte de puncte intermediare, și că în final, finalul e departe, nu știu, nu pot să-l spun nici eu. Pentru că astăzi e o zi specială, e o zi de sărbătoare aici la Moinești. O să vă rugăm, domnule primar, să transmiteți un mesaj moineștenilor și prin intermediul televiziunii noastre. În primul rând, la mulți ani, e ziua petroliștilor, e ziua sărbătoritelor, în primul rând, și sărbătoriților de Sfânta Maria. Le transmit tuturor la mulți ani și în final aș spune că îi mulțumesc Bunului Dumnezeu că mi-a dat sănătate și putere și șansa să trăiesc astfel de clipe minunate cum a fost ziua de astăzi. Iată, dragi telespectatori, o atmosferă extraordinară aici la Moinești. Desigur, televiziunea noastră vă va ține la curent, așa cum am promis, în fiecare zi cu toate evenimentele care se desfășoară unul după altul într-un ritm alert. De altfel, dumneavoastră ați avut o zi plină, domnule primar. Vă mulțumim foarte mult pentru interviu, acest scurt interviu, pentru că în continuare aveți foarte mulți musafiri aici la Moinești. Multă sănătate, putere de muncă și, desigur, la finalul celor 4 zile acestui maraton, o să-l mai rugăm pe domnul primar să ne mai spună câteva cuvinte, să facem la acel moment o sinteză a tot ceea ce a însemnat. Atunci vă invităm la Moinești în acest sfârșit de săptămână, pentru că veți avea surprize plăcute. Multă sănătate, mulțumim foarte mult! Mulțumesc.